Salutare, oameni buni! Pentru astăzi, ziua de joi 6 aprilie, vom avea un bilet la pariuri pe meciurile de ieri. N-au ieșit, am jucat X2 la Dortmund, a fost și foarte puține meciuri. Meciurile astea de cupă sunt destul de grele de anticipat. Ați văzut Real Madrid cu Barcelona. Barcelona a dominat aproape în totalitate repriza 1, apoi Real Madrid a marcat și s-a terminat 4-0 pentru Real. Voi juca astăzi din fotbal, o să joc cu un singur meci din cupa română. Cam singurul meci previzibil, zic eu, din cupe. Sepsi cu Mioveni. Sepsi are o trupă care a intrat în play-off, este pe locul 6, nu prea au șanse să obțină loc mai bun acolo în play-off, în primele 4, pentru că sunt echipe mult prea bune, au și pierdut primele două meciuri, așadar cred că se vor concentra clar pe Cupa României, iar Mioveni e o echipă foarte slabă în play-out, e ultima, a pierdut primele două meciuri din play-out, 0-3 cu Craiova 48 și 0-1 cu Chindia. Eu zic că Sepsi va câștiga astăzi, vom juca unul solist la cotă de 1.42, unul solist pe Sepsi. Meciurile 2 și 3 o să mă duc la meciul pe tenis, chiar dacă nu poate unii dintre voi nu pare pe tenis. Am uitat destul de bine și am ales și un jucător la ATP Houston. Am văzut un meci între Giron și Mașac. Mașac este un jucător de zgură, care anul trecut a jucat foarte bine în turnee. Este locul 138, este mai în afara turneelor, în afara locurilor top 100, dar e un jucător foarte bun cu calități extraordinare. La Dubai a făcut un meci extraordinar cu Djokovic, unde a câștigat un set. Apoi a pierdut cu Jordan Thompson la Miami, greu de tot, 1-2. Și aici are 3 meciuri la 0 câștigate pe zgură. E un jucător de zgură bun, anul trecut a jucat bine. Eu o să merg pe acest Mașac. Giron e mai mult jucător de hard, n-a fost el niciodată vreun mare jucător. O să merg aici pe Mașac, deci 5. Mașac să câștige la 1.85. O să mai joc un match din turneul fetelor de la Charleston. Este turneul care este transmis și la televizor, la TV, și putem să-l urmărim. Eu zic aici că putem paria pe Daria Kasatkina, o jucătoare de zgură care era câștigat 6-1-6-1 cu primul tur. Bernarda Pera, o jucătoare mult prea modestă. Nu cred că are vreo șansă cu Kasatkina. O să joc 2 pe Kasatkina la 1.42. Din aceste 3 cote, biletul meu are cotă 3.73. Asta ar fi biletul pentru ziua de miercuri. Dacă vă inspirați din el, zic baftă la pariuri.